Vă salut, prieteni! Am ajuns astăzi, plimbându-mă prin pădure, într-un loc unde am mai făcut un filmuleț cu acel trunc de copac cu foarte multe ciuperci mari pe el. Și acum acest copac este culcat la pământ. Vedeți că de acolo s-a rupt trunchiul și a căzut jos. Da? Era destul de mare și era parazitat de o mulțime de ciuperci. Unele din ele sunt împrăștiate pe jos. Uitați aici una. Este cu spatele. O să o întorc invers ca să o vedeți cât de mare este. Ia uitați, aici. Pentru a vă face o impresie de cât de mare este această ciupercă, voi pune pe ea un cuțit. Ia uitați, aici este cuțitul Mora, da? Și vedeți cât de mare este ciuperca. Cred că are așa mai mult de 30 de centimetri. Mă voi apropia să vă mai arăt alta, da? Aici este alta. Ia uitați, este foarte dură, foarte mare, este la fel, imensă. Și pe copac au mai rămas aici încă una, da? Ia uitați. Sus, acolo încă una. Efectul ciupercii asupra copacului este acela pe care vi-l spuneam data trecută. Mănâncă copacul din interior și îl transformă în putregai. Acesta, vedeți? Este ca un burete acum. Este ud pentru că a plouat zilele trecute și este îmbibat cu apă. Dar dacă ar fi uscat sau acolo sus, cu siguranță găsim în interior putregai uscat. Mai este o ciupercă în partea aceea, la fel de mare, care s-a desprins de copac, spun eu, atunci când a căzut. Ia uitați! Aceasta este acea ciupercă din care spuneam că se poate face iască. Uitați, în interior are acel material buretos care, dacă îl uscăm, se aprinde cu amnarul cu magneziu. Ia uitați aici. Sau dacă îl tratăm, se aprinde cu amnarul din oțel cu magneziu. Acesta este videoclipul pe care am vrut să vi-l prezint, doar pentru a vă arăta încă o dată ciupercile din care se poate face
iască. Efectul lor asupra copacului. Și încă o dată locul unde putem găsi lemnul putred. Vă mulțumesc pentru vizionare, sper să vă fie utile informațiile furnizate. La revedere!